De la începutul anului școlar, jandarmii hunedoreni au organizat mai multe acțiuni de prevenire a violenței în școlile din județ. O astfel de acțiune a avut loc marți, 16 noiembrie, în două școli din municipiul Orăștie, tema principală fiind bullying-ul, adică un tip de comportament ostil, de excludere, de luare în derâdere sau de umilire a cuiva. Auzim deseori în jurul nostru vorbindu-se despre bullying, însă de puține ori știm să identificăm ce fel de comportamente ascund astfel de termeni. Marți am făcut o vizită elevilor școlii gimnaziale Dr. Aurel Vlad și școlii gimnaziale Dominic Stanca din municipiul Orăștie și am vorbit despre necesitatea adoptării unui comportament civic bazat pe respect reciproc, evitarea violenței și a conflictelor de orice natură. Elevilor le-a fost reamintit cât de importantă este comunicarea și, indiferent cu ce problemă se confruntă, să vorbească deschis, începând de la părinți, profesori, jandarmi, pentru a se găsi soluția cea mai bună, fără a încerca să rezolve problemele de unii singuri. Pe de altă parte, copiilor le-au fost prezentate principalele fapte cu caracter antisocial ce pot fi comise în incinta și în zona adiacentă unităților școlare, dar și sancțiunile prevăzute de lege în cazul săvârșirii unor astfel de fapte. Astfel de activități au avut loc de la începutul anului școlar și în alte localități județene și se vor desfășura constant și în perioada următoare. Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici, respectiv intenționat, când agresorul are intenția să rănească pe cineva, repetat, când aceeași persoană este rănită mereu, și dezechilibrul de forțe, în care agresorul își alege victima ce este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. Bullying-ul merge de la simpla necăjire, etichetare ori batjocură, până la răspândire de zvonuri și la violență fizică. Comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă, familial, de greutate, de inteligență sau de abilități ori dizabilități fizice.